Ponta lansează nucleara, procurorii n-a pregtiser flagrant pentru Liviu Dragnea. Fostul premier Victor Ponta face o dezvăluire incendiar, într-un interviu pentru Stiri pe surse ro. Ponta a explicat că în perioada în care Dragnea era vicepremier și ministru al dezvoltării, i se pregătea un flagrant de către procurorii din DNA, pe dosarul Teldrum. Noi știam faptul că Liviu Dragnea avea niște oameni în DNA. Liviu Dragnea avea o legătură cu Papici, procurorul de caz în dosarul referendumului. Dar înelegerile lui Dragnea nu au contat, pentru ce procurorii au vrut să îi organizeze flagrant în Ministerul Dezvoltării. În locul lui Dragnea au picat Val Prădai, un om din DNA. Nu înelegei ce documentele pentru Val Prădai, pentru consilierul din DNA, erau, de fapt, pentru Liviu Dragnea. Ei doreau să îi fac flagrant lui Liviu Dragnea în birou la Ministerul Dezvoltării. Eu le-am zis ce nu se poate, ce e vicepremier. Val Preda, care a adus niște documente de la Teldrum în Ministerul Dezvoltării, crede ce le adusese pentru el. Nu, le adusese pentru Dragnea, de aceea doreau să îi fac flagrantul, a spus Victor Ponta, pentru Stiri pe surse. Ponta continuă povestea, îi explic ce în 2013, Liviu Dragnea era înțeles cu procurorii DNA să nu-l trimit în judecat în dosarul referendumului. Această înțelegere fusese făcut de Dragnea cu Covesi Coldea, la momentul numirii procurorilor, însă în timp lucrurile s-au schimbat. În 2013 vine Dragnea la mine și mi-a spus, băi, cred ce ne-au minat. Prima a spus Papici ce îl pune Covesi să le trimit în judecat. Eu i-am zis ce partenele se serme ce nu mai facem dosare politice. Lui Liviu Dragnea i-au promis Coldea și Covesi ce nu îl vor trimite în judecat în dosarul referendumului. L-am luat pe Liviu Dragnea, i-am mers la Maiori la Coldea. Eu mă dusesem să mă bat pentru Liviu Dragnea și le-am spus ce nu accept sub nicio formă să se fac un dosar pe referendum, ce e incorrect. Ei mi-au spus, stai ce rezolv-me. Dosarul a mers mai departe, după cum ai văzut. L-au pecelit pe Dragnea cu referendumul. Papici a zis ce Covesi, Covesi zicea ce Papici. I-am zis lui Dragnea, fraier, ai fost să ai încredere în astfel de oameni, nu trebuie să ai încredere. M-am dus la Cazanciu și am spus să îi schimbe pe cei din DNA care fac dosare politice, cum e cel cu referendumul. Cazanciu, care nu este un curajos de felul lui, a înțeles ulterior i-a cerut schimbarea a doi procurori din DNA. Ulterior, IIT Covesi la televizor i-a reclamat faptul că guvernul se implică în activitatea DNA. În perioada respectiv eu trebuia să plec în SUA.
după declarația lui Kovesima sunatata atul ambasadei SUA în România. I-a spus ce sunt probleme cu vizită, ce a sunat Kovesise se plâng. Atunci eu le-am spus ce nu mai fac nicio vizită în SUA. Era cât pe aci se ratez vizita în SUA case, le-a prepe Liviu Dragnea. Până la urmă am întâlnit doar cu vicepreedintele Biden, de-i trebuia să mă întâlnesc cu Obama, a spus Victor Ponta.